Lansarea proiectului cu fonduri europene dedicat tinerilor a avut loc ieri. În perioada 11-19 august, primăria Vâlcelele va fi gazda unui schimb de tineri la care vor participa 8 adolescenți din localitate cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, alături de parteneri din Portugalia, Turcia, Italia și Franța. Proiectul are ca temă jocul tradițional, iar tinerii din Vâlcelele sunt încântați că au șansa să cunoască cultura, tradițiile și obiceiurile specifice altor popoare. Avem un proiect pe care îl găzduiește Vâlcelele. Da. E vorba despre un schimb de tineri cu 5 țări partenere. O să vină tineri în Vâlcele din Portugalia, Italia, Franța și... Mă bucur! Mulțumim din suflet! Și Turcia! Să fie un proiect de succes! Să dea Domnul! Aveți aici și datele în care se va desfășura. În cazul în care ne vedeți prin sat, vom fi tot așa îmbrăcați în roșu și mulți! Suntem 45! Vă doresc mult succes! Mulțumim! Pentru mine personal, e o experiență foarte bună, pentru că... Așa mă maturizez ca elev și ca persoană. Schimb normal experiențe cu străini. Bineînțeles că înseamnă ceva foarte important. Întâlnesc oameni noi, oameni din alte țări, alte mentalități. Încerc să-mi asum roluri cât mai importante pentru a putea arăta cine sunt de fapt, că vreau să am un punct de vedere tare spus și încerc să mă implic cât mai mult. Vom desfășura excursii de cunoaștere a României și a istoriei României în zona Bran și a Castelului Peleș. Vom crea o cabană a jocurilor, pentru că tema acestui program este jocul. Primarul localității buzoiene spune că timp de 2 ani a lucrat la acest proiect, dar nu s-a lăsat până nu a obținut fondurile necesare. Asta pentru că își dorește ca tinerii din comună să cunoască și cultura și tradițiile altor țări. M-ați întrebat de ce am fost 35 de ani director de școală, sunt cadru didactic în primul rând, am iubit și iubesc în continuare copiii și voi face tot ce este posibil pentru ca ei să se cunoască, să-și desfășoare o activitate cât mai normală. Produsul finit al implementării acestui parteneriat va fi cabana jocurilor, un spațiu de joacă special amenajat în curtea școlii din Vâlcelele pentru copiii și elevii ciclului primar. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.